Doamna deputat, Robert Anastas. Doamna președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, domnule președinte. Astăzi, grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a votat în favoarea acestei inițiative legislative și vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi a trecut de Parlamentul României. În aceeași formă, această inițiativă legislativă a fost respinsă în urmă cu ceva timp, atunci când împreună cu colegii mei o inițiam. Important e că această lege astăzi a trecut. Este un pas important pentru toate mamele din această țară. În același timp, cred că întreg pachetul inițiat la momentul respectiv de colegii mei din Partidul Democrat Liberal trebuie susținut de tot Parlamentul României și aici mă refer și la substituenții pentru lapte matern și la toate celelalte lucruri care vizează mama și copilul. Încă o dată, felicitări inițiatorilor și când spun că mă refer la inițiatori, mă refer în primul rând la societatea civilă din România, cea care a pornit acest demers, care astăzi noi parlamentarii îl finalizăm. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, doamna deputat!